Sunt convins că fiecare om al lui Dumnezeu care trebuie să ajungă în cer, trebuie să treacă pe la foc. Dumnezeu în sfințenia Lui nu duce oameni în rai așa cu grămada, cum cred unii. Dumnezeu are pretenția să te probeze El la proba Lui și dacă ai rămas în picioare să te ducă în cer. Lăudat să fie Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune pe de-o parte, o zis eu ca un meșter înțelept am pus temelia, spune în epistola, și o zis un altul zidește deasupra, fiecare să ia seama ce zidește. O zis lucrarea fiecăruia, o zis Pavel, nu să spuneți, noi am umblat cu Pavel, Doamne, pe noi trece-ne așa mai ușor la examen, că noi am umblat cu Pavel. Nu o zis Pavel, nu vă pot garanta nimic în urma mea și eu trebuie să trec pe acolo. O zis, focul va dovedi lucrarea fiecăruia în ziua aceea, nu? Suntem noi conștienți de asta? E clar? Botezul cu foc, ne spune Biblia despre botezul cu foc și sunt convins că orice om al lui Dumnezeu care trebuie să ajungă în cer, trebuie să treacă și prin etapa asta. Acum se pune problema că nu știm exact ce înseamnă asta, cum se manifestă asta. Botezul în apă știm cum e, botezul cu Duhul Sfânt știm cum e, dar ce-o fi însemnând botezul cu foc și când are loc în viața omului? Am întâlnit frați care spun, zice, botezul cu foc vine la prigoană. Acum am o întrebare la care n-am răspuns. Dacă sunt oameni care nu prind prigoana în viață, o să spună unii, bine, suntem prigoniți, adică așa, mai ușor, că ne urăsc frații, că spunem adevărul, că ne ridicăm împotriva stărilor de nelegiuire și spunem, nu-i așa, ar trebui așa, că Dumnezeu vorbește în Biblie așa, nu? Avem, îi prigoană tot timpul, dar, adică o prigoană care se seamene cu un botez cu foc. Ce înseamnă botez? Adică să te scufunzi în foc, numai așa să te arzi la deget. Botezul asta înseamnă să intri cu totul în botez, nu? În apă la fel, nu-ți toarnă o cană de apă în cap și zici te-ai botezat. Trebuie să fii scufundat în apă. Botezul cu Duhul Sfânt nu e așa. Ai avut și tu o secvență de sfințire în viață, cum spun unii, și spun, gata, noi suntem cu Duhul Sfânt. Nu, nu. Să se vadă că cineva te-a scufundat în Duhul Sfânt. Te-a umplut. Să se vadă că în viața ta s-a produs o schimbare, s-a produs o mutare. Lăudat să fie Dumnezeu. Și de acolo înainte mergi, ești un alt om. Dar ce-o fi însemnând botezul cu foc? Că sunt oameni care în viață nu prins prigoana, nu? Așa că a fost prigoană din asta zilnică. Dar nu prins prigoana, cineva să stai capul pentru credință, cineva să te scoată afară din casă, cineva să te dea la fiare, nu? N-ai prins prigoană din asta să spui că te-a botezat Domnul cu foc. Ce înseamnă în viață botezul cu foc? Sunt convins după Scriptură că fiecare om până moare, până trece din viață, trebuie să treacă prin etapa asta. Nu? Că Domnul nu îl va trece după învierea morților prin foc să vadă dacă mai poate ajunge în cer. Lucrurile, calculele și cartea se închide, Biblia îmi spune. Cartea se închide și se va deschide în ziua judecății când va judeca Dumnezeu. Nu? Nu mai umblă nimeni în cartea aia. Deci asta înseamnă că cât trăim aici în viață, botezul cu foc trebuie să-și aibă loc în viața aceasta aici pe pământ. Am un gând. M-am frământat mai mulți ani de zile în toată problema asta. N-am putut să o accept așa cum am auzit-o. Că doar când vine prigoană. Sunt atâția oameni care pleacă din viață și n-au prins prigoană. Și m-am întrebat, Doamne, ce înseamnă asta? Spune-mi ce înseamnă asta? Ce să fie asta? În final, am ajuns la convingerea că lucrul acesta se întâmplă în viața omului. Și vă spun cum. Ești un pocăit care stai pe banca adunării și cu tine se luptă duhul de curvie. În loc să te lupți, în loc să te pocăiești, în loc să postești, în loc să chemi pe Dumnezeu să te întărească și să te izbăvească, accepți oferta acestui duh care încetul cu încetul te duce la val. Îmbraci o haină de fățarnic și predici Evanghelia și prorocești dacă vrei. Dar vreau să spun Dumnezeu care-i drept. Unii spun întrebarea, zice, unde-s prorocii, de ce nu descoperă? La botezul cu foc ne spune Biblia că focul descoperă realitatea. Nu? Dacă cineva, de exemplu, susține că a avut o casă, când te uiți la el, zice, casa noastră e din cărămidă și o lua foc casa. Ce rămâne la foc?
Dacă au fost pereți din cărămidă și plăcile de beton, alea toate rămân în picioare la foc. Dar dacă ți-o ars casa până la temelie, nu te supăra, nu mai poți să spui că a fost din cărămidă. Poți să spui? Focul de la iveală ce rezistă la foc. Dumnezeu în dreptatea Lui. Și spun unii n-o descoperi și este adevărat. Ar trebui să fie așa. Dar biserica la ora actuală e stoarsă de puteri. Biserica la ora actuală e așa cum e. E zdrobită de filozofi, de oameni care trăiesc în păcat, de oameni care trăiesc în nelegiuiri, de tot felul de oameni, de un fel și de altul. Dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu și nu se lasă înșelat, spune Biblia. Am această convingere că realitatea din viața mea și din viața ta, Dumnezeu cât vei trăi în viață, o va scoate la iveală. Te-ai ascuns ani de zile, te-ai camuflat, te-ai ascuns de oameni, îți pune întrebarea, aud pe câte unul, zice, avem informații despre cutare că bea, dar nu există nicio dovadă care să poți să stai în fața lui să spui, eu te-am văzut, sau eu te-am văzut cu sticla în mână, eu te-am văzut cu pahar, dar informații vin. Am văzut de-a lungul anilor și în scurgerea timpului că Dumnezeu care e drept nu se lasă înșelat de oameni. Într-o zi, Dumnezeu îți ia mintea și ești singur în stradă cu realitatea pe care o ai în viața ta. Am ajuns la convingerea că focul scoate totul la iveală. Nu trebuie să fie cineva să stai capul, nu trebuie să fie cineva să stai mâinile. Focul, paravanul ăsta după care se ascund mulți în viață prin adunări, într-o zi ți ia foc și rămâne viața ta reală, așa cum e înaintea lui Dumnezeu. Îți pui întrebarea, cum s-a putut așa ceva? Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit de oameni. Ce seamănă omul în viață, aceea va... aceea va și secera. Când se seceră grâu, trebuie să se vadă că-i grâu, că-i negrină, se vede la iveală. Nu-i așa? Îmi pun întrebarea și vreau să spun astăzi. Astăzi cât mai este timp, de curvia nascunsă îți conduce viața și te-ai camuflat, ai luat o haină de fariseu pe tine și mergi înainte cu îndrăzneală. Vine ziua când Dumnezeu te va descoperi și te va da pe față. De răutatea îți conduce viața. Eu am văzut oameni și am o uimire pe care mi-o pun. Nu vă uimiți așa când vedeți oameni care-i plini de răutate și iese la amvon și îți vorbește de dragoste. Da. Fraților, trebuie să ne iubim, trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Și el când se întâlnește cu un frate, îi se umflă și venile pe la gât, așa. Nu? Oameni care trăiesc în destrăbălare și își permit și să ridică la amvon și vorbesc împotriva păcatului ca să-și facă față. Nu? Oameni care spun că au văzut minuni și vindecări și acasă stau la televizor cu plasmă jumate de perete și spun că au văzut minuni și vindecări. Nu? Dar am nădejde că există un Dumnezeu care te cunoaște și noaptea când dormi, care te cunoaște și ziua când mergi pe stradă și ce...